târziu, unii români și-au dat seama că șurile vechi din gospodăria bunicilor sunt adevărate comori. Multe au primit o nouă viață după ce au fost reabilitate și transformate în locuințe, restaurante ori spații de agrement. Încet pe internet s-a dezvoltat o adevărată piață de vânzare a acestor construcții tradiționale. O șură costă în jur de 2000 de euro, însă cu cheltuială, cu mutarea și restaurarea este mult mai mult. Era ieslea aici și prin, acest, prin această ferestruică se punea mâncare la animale. Cosmin Lupu și soția lui s-au întors în țară după șase ani petrecuți pe malul Mediteranei, în Spania. Au cumpărat un ansamblu de șuri vechi din Răhău, județul Alba, și au de gând să le amenajeze pe toate pentru agrement. Prima a devenit o salină de suprafață. Șura este evaluată undeva la 5.000 de euro, însă lucrările de restaurare depășesc la 10.000 de euro dacă ar fi să calculăm și utilitățile. E foarte bună ideea că a ajuns totul să fie transformat într-o salină decât să ajungă o dărăpânătură. Iar această șură din satul Mera, județul Cluj, veche de peste un secol, a fost transformată în scenă. Aici are loc unul dintre cele mai așteptate festivaluri de muzică tradițională alternativă din Transilvania. broșură a fost cumpărată de la localnici în stare bună, dar în fiecare an trebuie făcute investiții pentru întreținerea ei. Proprietarii apelează numai la arhitecți și meșteri pricepuți în lucrul cu clădiri vechi. Se vede aici peretele șurii, trebuie renovat aici, care chiar este un lucru specific a zonei, folosirea astfel materialului calcaros. Localnicii din satele Transilvaniei și-au dat seama că au adevărate comori. O șură veche costă în jur de 2000 de euro, poate fi demontată și mutată cu ușurință și devine, după reamenajare, o locuință romantică. Zona unde intra carul e un mare salon, după aia deasupra la poiată, cum ar veni o platformă pentru dormit și așa mai departe. Acest speolog din Bihor, pasionat de gospodăriile țărănești din zona Apusenilor, a învățat tehnica de restaurare a șurilor de lemn. Susține că moda reinventării vechilor locuințe de la țară a prins foarte bine la tinerii care vor să fugă de aglomerația urbană. Dacă ai o șură, ai acolo piatră, lemn care înglobează în ele o trăire istorică. Viorel Lascu spune că multe șuri din Transilvania au fost încărcate în camioane și mutate peste hotare. Francezii, englezii și nemții sunt principalii clienți. Urmărește cele mai tari show integral pe ProTV+.